Cu informația momentului, incendiu în aceste momente în capitală. Incendiul se manifestă la nivelul acoperișului a trei case. Vedeți chiar acum imagini în direct. Până în acest moment au fost evacuate două persoane, iar două persoane solicită îngrijiri medicale. Una dintre cele două persoane prezintă și arsuri la nivelul membrului inferior, iar cea de-a doua este intoxicată cu fum. Mergem și noi la corespondentul Antena 3 CNN, Delia Bulgaru, să ne spună ce s-a întâmplat acolo și ce se întâmplă în aceste momente, Delia. În acest moment, pompierii lucrează la localizarea incendiului, pentru că deocamdată nu a fost localizat. Știm că intervin 12 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, descarcerare și 3 ambulanțe SMURD. Știm că sunt două persoane care solicită, care au nevoie de îngrijiri medicale. Una dintre acestea prezintă arsuri la nivelul membrelor, iar cea de-a doua persoană a fost intoxicată cu fum. Vă spuneam, este un fum foarte puternic, de asemenea se propagă foarte repede, pentru că la această oră bate vântul și vedem chiar în acest moment cum un copac a fost cuprins de flamă. Se vede un fum negru, este greu de respirat în acest moment. Nu știm dacă este toxic fumul, însă vedeți că are o culoare închisă și este foarte, foarte puternic. O desfășurare impresionantă de forțe. Sunt aici în zonă și foarte mulți jandarmi care încearcă să păzească zona. Vă spuneam că pompierii încearcă în acest moment să localizeze focarul, pentru că nu a fost localizat, pentru a-l lichida. Delia Bulgaru, mulțumim foarte mult pentru aceste informații. Vom reveni la tine pe măsură